Doamnelor și domnilor, bun găsit la Starea Nației! Suntem aici, în sediul Serviciului Român de Informații, de unde transmitem o nouă emisiune, desigur, bazându-ne pe desfășurătorul pus la dispoziție de șefii noștri sereiști. Am întrebat zilele astea pe aici, pe culoare, dacă l-am dat în judecată pe domnul Mugur Ciuvică, pentru că tot repetă de o săptămână că asta e televiziunea SRI-ului. Nici în Anglia, nici în Franța, nici în America nu există un CSM de ăsta bolnav la cap și nu există un lucru important. Serviciile secrete acolo nu și-au făcut televiziuni care să zică bine fac ăia care fac abuzuri. Știți? La noi avem SRI, oare televiziune care spune bine fac ăia și să se închidă Antena 3. Și dar faptul că SRI își face televiziune în România, are televiziune în România, e o problemă. Mie mi se pare că e o problemă. Știți cum e întrebarea? Aveți dovezi? Măcar o anormalitate tot. Aveți dovezi? Ce dovezi? Deci, ce dovezi? L-am dat pe ăsta în judecată? Păi serios, când vine cineva și face asemenea afirmații, nu trebuie să aducă și ceva probe? Nu ne spune domnul Mircea Badea la dânsul în emisiune că nu poți face, domnule, acuzații la televizor fără să aduci probe, nu? În momentul în care vine unul și zice, repet, ca să ne înțelegem bine, surse apropiate unui boschet spun că tu faci sex sălbatic cu câinii vagabonzi în boschet. Cum comentați? Tu ce zici atunci? Dezavuez această informație sau cum? Nu, îi spui, ai, jură-te pe măta. Hai! Zi să mor, adică, păi, direct, zi să mor tu, că, știi? Nu? Nu mai e nevoie de probe? Sau probe pentru a susține afirmațiile făcute la televiziune trebuie să producă doar alte televiziuni? Nu Antena 3, sediul luptei pentru libertatea de exprimare. Vă reamintesc, asta că e important. Deci, dacă eu spun ceva despre Antena 3, sunt obligat să aduc probe. În timp ce, dacă domnul Ciuvică spune ceva despre RTV, nu trebuie să aducă nicio probă. Nici nu i se cere. Nici nu e atenționat că trebuie să aducă probe. Pe cine să-l atenționeze? Domnul Gâdea? Nu. No. Pastorul este ocupat la rândul lui să-i afurisească pe toți dușmanii Varanului. Ori de câte ori cineva îmi va ataca prietenii, colegii, munca lor, absolut gratuit, în condițiile în care cineva va minți despre ceea ce oameni foarte onești fac în locul acesta, voi riposta. Disperarea e prea mare de a arunca cu mizerie, cu rahat hiene, viermi. Oameni care trăiesc pur și simplu numai din mizerie, pentru că altfel nu pot supraviețui. Mare dejecție umană. Despre acest lucru, despre suprimare, despre decredibilizare, despre o campanie dementă a unor oameni pe măsură. Campanie înverșunată, dementă, cât de bolnav mental să fii să faci astfel de afirmații. Cine sunt slugile care mint infernal despre colegii mei? Nu există cineva, un mai mare mincinos ca personajul care comandă aceste minciuni, aceste asalturi demente. Eu plec din viața publică definitiv. Iar acum, ca să termin cu treaba asta, dă-te nițel mai aproape. Da? Deci, aș vrea să mă adresez conducerii acestui post. Dacă nu l-ați dat în judecată pe Mugur Ciuvică până acum, vă mai dau o săptămână să o faceți. Dacă nu o faceți, înseamnă că asta chiar este televiziunea Serviciului Român de Informații. Pe cale de consecință, eu sunt un sereist lucrând la această televiziune. Iar dacă e așa, eu am o problemă de ordin financiar. Adică, dacă eu chiar lucrez la SRI, aș vrea un salariu mai mare. Înțeleg că acolo nu sunt salarii foarte mari, dar măcar un spor de rușine, ceva, să mă lipesc și eu acolo. Iată sumarul ediției, pentru că o fi asta televiziunea SRI, dar noi mai și muncim. În această seară la Starea Nației, doar știrile despre starea vremii nu ne-au fost dictate din sediul SRI. Așa că ne ocupăm la ordin să trăiți de următorii. Ciuvică Mugur, care știe una și bună fără să aducă probe. De fapt, ce n-a înțeles nimeni e că probe pentru afirmațiile făcute trebuie să aducă doar cei care nu apar la Antena 3, templul libertății de exprimare. Antonescu Green, care a spus că el face modificările pe Constituție și nu ascultă nici măcar de Biserica Ortodoxă Română. Părinte Daniel, iartă-l că nu știe ce zice.
Dâdea Mihai, care l-ar face pe Goebbels să vrea să se sinucidă dacă ar vedea cum ține pastorul nostru lecții de manipulare în direct la oră de maximă audiență. Cosma Miron, care a început să apară des, chiar mult prea des la televiziune. De fapt, înțelegem și de ce. E iunie, acum încep mineriadele. De Cali Gigi, care chiar dacă vrea să nu se mai vorbească despre el, nu se poate. Pentru că, dacă Gigi rămâne la Bulău, e nasol. Cine mai face zilele astea un dig în fața apelor dacă nu el, care a scos și țara de sub nămeți în iarnă? Doamnelor și domnilor, așezați-vă confortabil! La televiziunea Serviciului Român de Informații începe Starea Nației cu Dragoș Pătraru, care vrea măcar un spor de rușine dacă tot lucrează și la SRI. Nu știu dacă l-ați văzut pe domnul Antonescu vorbind săptămâna trecută despre Constituție, familie și biserică. Nici eu nu știu cum am dat peste dânsul, că era la un post unde dau de obicei pentru meciuri. Acum însă, că tot s-a terminat campionatul, era Antonescu. Îl știți, bun băiat, cu vise mărețe, orator desăvârșit, om de stat, devotat națiunii și poporului. După ce Comisia de Revizuire a Constituției a reușit să enerveze pe toată lumea, a venit însuși tătucul Constituția să ne explice cum stă treaba. Eu respect, evident, Biserica Ortodoxă Română, sunt un membru al acestei biserici, dar deciziile la Constituție nu le iau în funcție de ce spune Biserica Ortodoxă Română. Evident, iau act. Există amendamente ale Bisericii Ortodoxe sau poziții ale Bisericii Ortodoxe Române cu care n-am fost de acord. Dar nu faptul că o sucește acum după cum bate vântul m-a frapat, nu, ci modul în care vorbește despre Constituție. L-ați auzit? Deciziile la Constituție nu le iau în funcție de ce spune Biserica Ortodoxă Română. Hai să-l mai ascultăm o dată, că merită. Deciziile la Constituție nu le iau în funcție de ce spune Biserica Ortodoxă Română. Păi, deci ați înțeles, da? El ia deciziile. El face Constituția. El, Antonescu. Crin Antonescu. Nu o comisie, nu parlamentul, nu niște specialiști, nu nenică. El. M-am uitat prin CV-ul domnului Antonescu. Ei bine, acolo nu e trecut nici măcar un articol de ziar, nici măcar o broșurică, o cercetare istorică, un articolaș publicat în vreo revistă de specialitate. Nimic, nimic. Nici măcar un doctorat nu s-a chinuit să plagieze și el atât de leneșie. Așa că mă întreb, omul ăsta care n-a scris nimic, niciodată, n-are studii juridice, nu s-a omorât cu munca la Senat, fiind în topul chiulangiilor, omul ăsta ne spune că el face Constituția. Păi atunci de ce nu mai chinuim, mă? Că ar trebui să fie gata de multă vreme. Articolul 1. România este stat național unitar cu președinte Crin Antonescu. Articolul 2. Nimeni nu are voie să-l trezească din somn pe președinte și nici să-l deranjeze vreodată. Asta-i tot. Hai, când e referendumul, că mai are și domnul Antonescu alte treburi și poate reține. Pentru că tot vorbeam despre the mother and father alu Constituția, să ne uităm puțin în spate și să vedem ce tâmbălău s-a iscat după ce a modificat el articolul ăla din Constituție despre familie. Am mai vorbit aici despre asta, ne așteptăm evident să se aprindă spiritele, pentru că articolul, așa cum a decis Antonescu la sugestia bisericii, e o tâmpenie de acum două secole. Au explicat mulți că nu e vorba despre căsătoriile homosexuale, e vorba despre îngrădirea prin Constituția a dreptului de a te numi familie dacă nu există musai un act de căsătorie între o femeie și un bărbat. Adică văduvii, divorțații care în plus mai au și copii nu sunt familie. Mamele sau tații singuri nu au dreptul de a spune că alături de copilul lor sau copiii lor formează o familie. Așa vrea biserica. Biserica, mă rog. Nici măcar părinții, bunicii, unchii sau mătușile nu mai fac parte conform acestora din familie. Uite! Familia este între bărbat și femeie, familia este, de asta este făcută ca să dea naștere de fii. Asta este conceptul. Familie de homosexual, nu s-a pomenit. De ca în și opinia cum, dumneavoastră. Ai spune, babă frumoasă. Păi nu în opinia mea, în realitate. Wow!
domnul Ceachir, așa îl cheamă pe ăsta. El a de ne explicat sâmbătă cum e cu familia. El știți ce e? Un fost turnător la securitate, care pe lângă bani mai primea de la securiști și țigări Philip Morris, că era fumător. După 1989, turnătorul fumător, colaborator al lui Vadim la Săptămâna, s-a convertit brusc, devenind mare specialist în religie. Astăzi ne dă lecții despre familie, deși el însuși nu are una, risipindu-și sămânța complet nebiblic în afara căsătoriei. Urât, foarte urât. Pe lângă Nea Ceachir, a venit evident și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei să ne explice că așa e tradiția și dacă așa e tradiția, așa trebuie să intre și în Constituție. Preoții Bisericii Ortodoxe Române primesc permanent solicitări de sprijin în păstrarea instituției tradiționale a familiei. M-au îndemnat să nu cedăm și să susținem ceea ce românii doresc în ceea ce privește instituția familiei, și anume ea să fie formată dintr-un bărbat și o femeie. Asta e, nene, ne-am lămurit? Deci trebuie să facem Constituție după tradiția pe care o recunoaște Biserica Ortodoxă Română. S-a înțeles, da? Hai să mai vedem ce tradiții mai aveau popii noștri, că poate le băgăm și pe ele în legea fundamentală. În primul rând, Biserica Ortodoxă a folosit mai multă vreme slavona în slujbe decât limba română. Așa că hai să facem slavona limba oficială, nu română. Că tradiția în slavonă e mai îndelungată, nu? După aia, biserica a avut sclavi până târziu, în secolul XIX. Iar tradiția e mai îndelungată decât aia de a nu avea sclavi. Așa că, Antonescule, bagă-mă și sclavagismul în Constituția aia ta, că-i tradițional, mă, dă-l încolo. Și-ar mai fi, dar ce să ne mai batem capul? Să ne facă biserica, domne, Constituție, să nu mai avem probleme. Și așa Antonescu, tatăl legii fundamentale, are așa ceva de călugăr leneș în el. A? Sau mai degrabă, de sfinte moaște, că prea așteaptă să-l pupe toată lumea și să lase bani în cutiuța milei. Ce spun clienții lui Răzvan Anghelescu despre parada gay organizată la finele săptămânii trecute, aflăm chiar acum, pentru că urmează Vax Populi. Nu sunt de acord cu asta. Adică, domnule, dacă a lăsat omul, Dumnezeu a lăsat om și femeie. Adică, zicem, noi amândoi și femeia, ce-i facem? Nu, domnule. Nu. Băi de capul lor. Așa. De ce spuneți asta? Că e foarte interesant. De ce? Că nu-i frumos, nu s-a existat așa ceva. E mai bine să fie și ei, că nu, și ei oameni. Oh, e interesant, nimeni nu ne-a spus asta până acum. Deci dumneavoastră spuneți că ar fi, e normal ce da, fac. Da, e bine. De ce, domn? Păi, fiindcă face și ei familie. Vi se pare normal ca doi homosexuali normal, să... Da. Am înțeles. De ce îi susțineți dumneavoastră pe ei? Păi, fiindcă, na, cum e să spune? Soția cu soțiu, cu soțul, cum să spune? Și ei, dacă s-o iubesc. Oamenii ăștia care e în felul ăsta, e panara megoale. Nu e oameni normali. Profită unul de alt. Cum adică? Că e interesant. Cum adică profită unul de alt? Bate joc unul de alt. Asta înseamnă homosexual? Da. Se întinde boala și la omul sănătos. Hai, că se leagă boala ca de omul sănătos. Păi cum dracu să fie normal? Păi de ce, doamnă, nu e normal? Păi ne strică toți copiii după lumea asta. Dă-i dracu! Răzvan Anghelescu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe www.vaxpopuli.ro. Știți care e singurul subiect care se discută la televiziuni de o lună de zile și e într-adevăr de interes public? Bă, dar singur. Starea vremii. Când se discută despre starea vremii, televiziunile își îndeplinesc unul dintre rolurile pe care ar trebui să le joace în fiecare zi. Acela de a oferi publicului informații utile. În rest, televiziunile din România joacă mai mult pentru interesul patronului decât pentru interesul public. Asta așa să mă mai pun bine cu unii. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu sunt un telespectator pasionat și mă uit la orice. De la rețeta gospodinii până la prietenii lui Iașchiuță. Apropo de informații de interes public, astăzi trebuia să fie o zi mare pentru noi, cei de la România TV. Nu am reușit încă să închidem Antena 3, deși după tonul emisiunilor de acolo nu suntem departe de a îndeplini această misiune trasată de șefii noștri, să trăiți. Astăzi trebuia să-l vedem din nou pe Gigi Becali.
el trebuia să se mute. Nu, nu cum spun preoții la slujbă, primește, Doamne, pe robul tău care s-a mutat de la noi. Nu, Gigi se mută de la Rahova la Jilava. Pleacă de la Lux și ajunge, dacă ne luăm după specialistul Miron Cosma, în iad. Dorm 2-3 într-un pat, repet. De asemenea, totul este acolo, de la tot felul de guange, șobolani care vin prin canale, care mănâncă cu tine, care te mai mușcă în pat când dormi, și nu mai zic ploșnițe. Da. Apropo de acest cetățean redat societății după atâtea sacrificii, Miron Cosma, păi ce caută dânsul la televizor? Eu nu spun că n-are ce să caute, adică, mă rog, chiar asta spun, dar nu vreau să vă impun ideea asta. Așa că reformulez și întreb. Ce caută cetățeanul Miron Cosma la televiziune? De ce este opinia lui importantă? Pentru cine? Vă mai aduceți aminte de ce a fost închis domnul Cosma ăsta? Pentru mineriade. Da. Păi de-aia apare acu des, e iunie, vine o nouă mineriadă, nu? Alt băiat care a jucat cu succes în rolul criminalului, Ion Iliescu, tipul ăla jovial de o să ne îngroape pe toți, l-a grațiat pe Cosma în 2004, după ce luceafărul Huilei stătuse la pârnaie doar vreo 4 ani așa. Grațierea a fost revocată apoi la presiunea societății civile, dar justiția a decis că revocarea grațierii a fost ilegală, domne. Și au dat drumul, da, deși pedeapsa fusese fixată la vreo 18 ani. Așa a ajuns omul să filozofeze pe la televizor. Haideți să știți că presa a avut deținuți în penitenciar care au dat relații. Întrebați că și dâns s-au fost s-a ocupat într-o perioadă tot felul de anchete prin penitenciare. Să știți că oameni, presa, oameni și în pușcărie între deținuți. Ei, pe care îi plătesc. Să știți că, erau oameni plătiți cu un suc, cu apă minerală. Bă, în ce țară mișto trăim. Atât Iliescu cât și Cosma numai că umblă liberi. Ei dau interviuri, mă, la televiziune. N-au nicio treabă. Deci revenind la partea cu aparițiile TV ale starului Miron Cosma, este cineva în țara asta interesat să audă opiniile acestui domn? Mă, într-o țară normală, cu o presă normală, nimeni nu i-ar fi pus personajului un microfon în gură. La noi Cosma a ajuns să-și dea cu părerea despre toate. Mai ceva ca Gigi. Aoleu! Bă, să nu spuneți că băiatul ăsta e nou Gigi Becali. Cum ar spune suporterii, Cosma este pentru noi Gigi Becali 2. Nu, păi, dacă e așa, eu îl vreau pe Gigi înapoi. Nu vă supărați. Serios. Nea Gigi, vino vre înapoi, că uite cine se pregătește să-ți ia locul. Avocații lui Gigi tot încearcă să găsească un motiv serios pentru ca Becali să iasă din pârnaie. Au încercat tot. Ba că oile nu mai dau lapte dacă nu le spune Gigi odată pe lună ce trebuie să facă. Ba că s-a așezat praful pe tronul de la palat și nimeni n-are voie să pună mâna pe el în afară de Becali. A, nu. L-a trimis pe meme să se ocupe de treaba asta, da. Ba că are de văzut niște jucători și de făcut echipa Stelei pentru Supercupa României cu Petrol. A devenit realitate visul să vă întâlniți cu Abramovici, să stați înainte de meci. Ia stai, bă, uite, să vedeți, bă, dacă vine Abramovici. A venit vreodată? A fost, a venit? Ia să vedeți el acum cum vine, că știe că trebuie să întâlnească cu Becali. O să vedeți cum vine. De ce? Că știe că stă cu mine. Și vrea să mă duc eu la masă cu ei. Păi el avea pantofii îmboiți și tociți. Și vrea să stau la masă eu cu el, cu ăla de la aia, președintele. Nu stau eu cu tine, mă, la masă. Am și un mesaj pentru avocații domnului Becali, care parcă-ți numiți din oficiu, pe cuvânt. Bă, sunteți slab. Bă, slab de tot. Atât de slab sunteți, încât n-ați văzut cel mai bun motiv pentru care Gigi ar putea fi eliberat pentru o perioadă lungă. Starea vremii, fraierilor. Păi cine a scos, bă, România de sub nămeți anul trecut? Gigi. Cine-i singurul om care poate mobiliza alți oameni pentru a păzi România de furia apelor? Gigi, bă. Onorată instanță, vă rugăm să-l eliberați câteva zile, facem și noi niște diguri, ceva, apoi vă promitem că l-aducem înapoi. Una, două, trei vole mari, vor fi aproximativ 12 utilaje. Care frig, mă, ce frig este? Uite, frig, na,
cât de frică, m-am pus așa ca așa era. N-a frică, uite, ce frică. Am venit cu provizii, uite portocale, uite pâine, vezi? Uite aici am brânză, uite aici am pâine, vezi? Uite aici am cuțit. Dacă vreți vă dau și vouă. Să rămână tata, mergeți la mine, vă rog frumos. Să rămâinele, mergeți la voicele. Să rămâinele. Băi, știu că am vorbit despre asta și la începutul emisiunii, dar e ordin pe unitate, la noi aici, la SRI, să dăm în colegii de la Antena 3. Eu n-am făcut armata, dar de când am venit în unitatea, la televiziunea asta, am învățat că ordinul se execută. Așadar, ca să mă documentez în vederea emisiunii, aseară am mutat la un moment dat pe Antena 3. Asta câteva minute. Am verificat din nou pe ce canal sunt. Am studiat sigla din colțul ecranului. Zic, mă, să nu fie vreo farsă. Totul era acolo unde trebuie să fie. Mulțumesc. Dumneata de la oboi, de ce nu cânti? Eu nu sunt însurat. Da. L-am lăsat pe băiatul ăla să dirigeze, nu semăna cu Prohodul ce cânta el, după care n-am mai rezistat și l-am sunat chiar pe domnul Traian Băsescu să-i spun că eu cred că a reușit, că Antena 3 nu mai este. Nu cred că m-a crezut în prima. Antena 3 e aici? Pace! Niciun răspuns. Domnul dirijor a continuat să dea din baghetă. Am așteptat să se termine emisiunea și am dat apoi pe site unde se află înregistrarea să văd dacă așa a fost tot spectacolul. Slavă Domnului, n-a fost. Nu, emisiunea a fost chiar o lecție strălucită de manipulare. Cred că Goebbels ăla, tăticul propagandei naziste, dacă se uită la noi și domnul Vanghelie, așadar Goebbels ăla s-ar fi sinucis dacă s-ar fi uitat la emisiunea de la Antena 3. Pe scurt, logica emisiunii de aseară e următoarea. Pentru că soldații, sunteți atenți, da? Pentru că soldații britanici care au torturat în Irak niște cetățeni au scăpat bazma curată, e evident că Sorin Alexandrescu este victima unui abuz al justiției băsiste. Iar ce face Antena 3 este exact ce fac BBC și alte televiziuni serioase care vor să scoată la iveală aceste abuzuri. Aha! Deci asta era. A? Bă, cât de adâncă e asta. În momentul în care Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au mers în război, au apărut o serie întreagă de lucruri neregulă cu privire la modul în care anumiți soldați au anchetat și în mințile lor au făcut dreptate cu privire în Afganistan, în Irak, au luat soldați, au luat talibani sau prizonieri și au tratat într-un anumit mod care, conform Convenției de la Geneva, se numește tortură. Însă tortura nu poate să fie acceptată niciodată și dacă cineva investigează pe cineva sub tortură, aceste lucruri nu pot să rămână nici măcar undeva ascunse. A? Nu-i tare? E cam bancul ăla cu polițiștii și cartea de logică. Ci că vine șeful de post și îl găsește pe unul dintre subalterni cu un manual de logică pe masă. Și îi spune, ce-i cu asta, mă? La care subalternul îi explică. Șeful, ne ajută pe noi în activitate, tot acum. Cum bă te ajută pe tine cartea de logică în activitatea de aici de polițist? Păi vă explic. Ia explică, mă. Aveți acasă acvariu? Am. Înseamnă că vă plac peștii. Da, îmi plac peștii. Înseamnă că mergeți la pescuit, șeful. Da, merg și la pescuit, să zicem. Înseamnă că aveți prieteni cu care mergeți la pescuit. Da, de unde știi tu, mă? Da, am și de ăștia. Înseamnă că la pește mai discutați cu prietenii și despre femei. Iată-l dracu. Da, discut. Dar de unde știi tu, mă, toate astea? Păi din manualul de logică să trăiți. Și ce mai zice, mă, manualul ăsta?
Păi, dacă vorbiți despre femei, șeful, înseamnă că nu sunteți homosexual. Nu sunt homosexual. Incredibil, mă, că te poți afla din manualul de logică. Ia de-l încoa. Ia ăsta manualul, se duce la șeful lui și îi spune: șeful, să trăiți, am găsit soluția tuturor problemelor noastre, manualul de logică. Cum așa, mă, zice ăla? Să vă explic, șeful, dacă aveți 2 minute, vă explic pe scurt. Ia zi, mă, aveți acvariu acasă, șeful? Nu. Opa, atunci sunteți homosexual. Cam asta e și cu logica de la Antena 3. Mai am o problemă mai am și termin. De fapt, mai degrabă un exercițiu. Ține de limba română și aș vrea să solicit asistență din partea domnului Gâdea. Ne în regulă? Pe când am încercat să scriu asta pentru emisiune, am avut cea mai mare problemă. Deci, domnule Gâdea, sunt 1, 2 sau 3 cuvinte aici. Deci, zicem ne în regulă într-un cuvânt, ne în regulă, 2 cuvinte, sau ne în regulă, 3 cuvinte. Sau ne în regulă, aici sunt tot 2. Mă rog, și mai am o problemă. Folosim cratima? E ca la măta? Cu măta are cratimă? Și dacă da, unde o punem, domnul Gâdea? Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ca să vedeți la ce nivel am ajuns, începem cu o știre mondenă externă. Vladimir Putin a divorțat de soția sa, Ludmila. Te-am iubit, Ludmila, când eram mai mic. Mă rog, scuze. Și pentru că avem experiență în divorțuri, ne-am dat imediat seama că ceva e în neregulă, așa că am contactat-o în prima fază pe doamna Ludmila, care a avut amabilitatea să ne dea o scurtă declarație. Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было нашим общим решением. И наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. Deși inițial nu a vrut, se pare că și domnul Putin vrea să ne spună ceva. Să-l ascultăm. Людмила сам сказал про детей. Мы их очень любим, мы ими гордимся очень. Они у нас действительно выросли, у них складывается своя жизнь. Они, кстати говоря, и образование получили в России, и живут в России постоянно. Mă scuzați, nu știu dacă e bine că l-am întrerupt pe domnul Putin, dar avem o legătură în direct cu Adriana Bahmuțeanu, care știe adevăratul motiv pentru care cei doi s-au despărțit. Își dorea un copil și, într-adevăr, eu, din câte știu, își dorește și acum. Și sper să-i dea Dumnezeu un copil. Și asta e, n-a fost să fie. Dar știu că își dorea foarte mult și chiar a mers la medic, a făcut tot felul de investigații, numai că mai trebuia să facă și soțul anumite lucruri. Adevărul e că cel mai bine se poate divorța în România, pentru că, sigur, avem cele mai bune emisiuni mondene. Vă spun, n-o să rămână nimic nedezvăluit. O să aflăm ce gagici a gățat Putin pe Facebook și ce făcea doamna Ludmila cu instalatorul. Și stați să vedeți circ atunci când se va combina tanti Ludmila cu Liviu Vârciu. De la Vladimir Putin trecem acum la Oana Zăvoranu, care și-a deschis din nou sufletul, dar și șifonierul pentru televiziune. De data asta, Oana a fost calmă și ne-a prezentat pantofii și chiloții, însă asta doar pentru că așa fac și vedetele din America. Altfel nu se cobora Oana la nivelul ăsta. Să nu credeți că am inventat noi aici în România transmisia în direct din dulap. Există nenumărate emisiuni la americani, unde Mariah Carey, Jennifer Lopez și cine vreți voi, când li se propune sau când au ocazia, primesc prieteni din televiziune, cum sunteți voi mie, și își arată câte o rochiță, câte o fustiță, deci câte o... Am primit acordul, pot să încep? Adică fără să fie considerat
că vrei, da, ceva ce sau că vai de mine, ne arătăm bluzele, chiloții. Deci e ca la emisiunea aia, în spatele ușii, numărul 1, doamnelor și domnilor. Să vedem! Cu jocul ăsta de oglinzi pare imens dressing-ul. Deci nu îți dai seama. Ceea ce nu știți voi este că noi suntem în faceri cu acest dressing. Adică urmează ca aceste dulapuri prin interior să aibă niște LED-uri ca în momentul în care se deschid ușile să fie foarte multă lumină. Aici vor mai veni foarte, foarte, foarte multe lumini în jur, pentru că dressing-ul este un loc unde, în momentul în care intri, trebuie să uiți de supărări. Acum nu știu ce credeți despre dulap, dar el te face să uiți de supărări, mai ales dacă e plin cu pantofi. Sunt bune și LED-urile alea pe care vrea să le pună, dar n-ar fi rău să găsească un psiholog înăuntru. Loc pentru un cabinet e, așa se mai calmează și zăvoranca și ne e mai bine tuturor. Asta a fost, dragilor, băi, azi a început bacul, nu? A fost orar română, cred că a fost liber pe-n Parlament acolo, la căs nu și-au luat bacalaureat. Ne găsiți pe Facebook, la pagina Starea Nației, de asemenea pe YouTube, unde găsiți emisiunile întregi. Ne vedem mâine, ora 23:15, sperăm. Noapte bună! Am întrebat zilele astea pe aici, pe culoare, dacă l-am dat în judecată pe... L-ați auzit? Deciziile la Constituție nu le iau în funcție de ce spune... M-am uitat prin CV-ul domnului Antonescu. Domnul Ceachir ăsta care ne explica sâmbătă cum e cu familia este un fost turnător la securitate, care pe lângă bani mai primea decât... Tradiția e mai îndelungată decât aia de a nu avea slavi. Așa că, sclavi. Slavii sunt cu slavona. Când se discută despre starea vremii, televiziunile își îndeplinesc unul dintre rolurile... Știți care e singurul subiect care... Subiect. Știți care e singurul subiect? Nu știm. Poate a fost, poate n-a fost. Cert e că noi n-am văzut. Era aia cu mutatul, gluma era cu mutatul. Gigi ar vrea să iasă pentru vreo 25 de zile. S-a închis, să-și pună afacerile în ordine. Eu nu cred că iese să... Numai, asta e altă știre. Ci că vine șeful de post și îl găsește la... Vladimir Putin a divorțat de susție. O să aflăm ce gagice al... Nu știu, chiar e speriată de regulile pe care le-a fixat Victor și a intrat de urgență într-o reverie.